Legea care stabilește clar termenele de închidere a capacităților de producere a energiei electrice pe bază de cărbune nu putea fi împiedicată, iar parlamentarii puterii nu au făcut altceva decât să aplice angajamentele asumate de premierul Ciucă la Bruxelles, spune liderul PMP Gorj Nicolae Davițoiu. Acesta acuză politicienii locali de duplicitate, susținând că știau ce se va întâmpla, dar au mințit electoratul. Sunt de obicei duplicitari politicienii. Adică una spun și una și alta fac. Era foarte clar că premierul Ciucă a venit cu instrucțiuni foarte precise de la Bruxelles ce să prevadă legea în așa fel încât să fie deblocați banii din PNRR. Asta este duplicitatea politicienilor pe care o știm și sunt curios ce vor mai zice cei de la PSD în momentul de față. Pentru că este foarte clar că acum nu au nicio scăpare și trebuie să spună exact ce au aprobat acolo în lege. Pentru că dacă era vorba ca să le conserve și să le repornească, prevedeau și în lege. Ori acolo scrie foarte clar închidere. Închiderea celor două grupuri de la Rovinar și Turceni este certificată prin legea aprobată ieri de Camera Deputaților cu majoritatea PSD și PNL. Și practic, așa cum se zvonea, cele două grupuri se vor închide la sfârșitul acestui an, exact așa cum era prevăzut în PNR, iar în rest, conform legii care a fost aprobate ieri, vor urma același calendar, adică 2025 și 2032 închis totul definitiv. Davițoiu îl contrazice pe liderul PSD Gorj Mihai Weber, care declara presei locale că va urma o nouă lege de obligare a ministrului energiei să renegocieze PNRR. Sunt doar vorbe în vânt, spune liderul din opoziție, deoarece legea are caracter imperativ și trebuie aplicată așa cum a fost aprobată. Astea sunt povești. Dacă făceau textul de lege, îl treceau în această lege care a fost votată ieri. Nu, au votat toți cu amândouă mâinile și practic ce s-a votat ieri, aceasta este legea care rămâne și în afară de ce era prevăzut acolo, nu se mai poate face nimic, adică nu se pot face derogări de la această lege. Restul sunt povești pentru electorat ca să dea bine și să creadă cei care sunt în județele afectate de această închidere a acestor cariere și acestor grupuri că se mai poate rezolva ceva. Nu se mai poate rezolva nimic. Pentru accesarea banilor era necesară această lege. În rest, sunt vorbe în vânt. Premierul Nicolae Ciucă a declarat în urmă cu câteva săptămâni după discuții la Bruxelles că la finalul acestui an un grup de la Rovinar și unul de la Turceni vor fi scoase din exploatare.